Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Inventivitatea și entuziasmul sunt principalele tale caracteristici dacă te-ai născut pe 15 februarie. Gânditor inovator, cu o minte mobilă și idei originale, ești de multe ori înainte de timpul tău. Frumoasă și sociabilă, poți inclina cu ușurință pe alții de partea ta. Dificultățile de viață și obstacolele nu te deranjează? pentru că înveți repede, iar depășirea dificultăților devine modul tău de viață. În ciuda dezamăgirilor inevitabile, dacă planurile se dovedesc a fi nereușite, te poți baza întotdeauna pe optimismul și pe credința în puterea ta. Ai o imaginație bine dezvoltată, oriunde talentele tale sunt direcționate către realități tehnice sau, din potrivă, poetice, în întotdeauna obții rezultate uimitoare. Poate că succesul tău se explică prin faptul că îți pare natural să gândești creativ. Printre altele, ești incredibil de pozitiv în atitudinea ta față de realitate. Și totuși, lumea este concepută astfel încât să repete coborâșurile din viața oricărei persoane cu aproape aceeași frecvență. Dacă alții se resemnează provocărilor temporare, Știind că noile victorii le vor urma cu siguranță, tu nu știi cum să pierzi. Dacă încercările tale de a face ceva se dovedesc a fi nereușite, te confrunți cu o dezamăgire intensă, capabilă să te zmulgă din rutină. Foarte sensibilă la lumea exterioară, ești întotdeauna sensibilă la criticile îndreptate împotriva ta. Pot spune că sentimentele tale se află deschis la suprafață? astfel încât acestea sunt destul de ușor a fi rănite sau a provoca acțiuni dificil de explicat. Semnul zodiacal vărsător este direct legat de semnele elementului aer, care se disting prin următoarele calități, reformism, naturalitate, încredere, prietenie, preconcepție, planeta ta guvernatoare este Uranus, aceasta determină progresul, planeta este favorabilă inventatorilor. Planeta ta în exil este soarele. Soarele este responsabil pentru blândețea caracterului, precum și pentru înțelegerea slabă a propriilor interese. Universul ți-a dăruit dorința pentru tot ce este nou și neobișnuit, abilitatea de a gândi în afara limitelor și normelor, de a inventa. Ești întotdeauna plină de energie, ești activă și privești lumea cu interes, ești plină de optimism și aspirație pentru viitor. Ursitoarele ți-au hărăzit o profundă credință în puterea minții umane și a propriilor tale capabilități. Îți place atunci când tot ce te înconjoară se dezvoltă cât mai bine posibil. Aceasta se referă nu numai la afacerile tale, ci și la afacerile celor care îți sunt cu adevărată dragi. Ești plină de simpatie pentru ceilalți. Adesea tu îi susții pe cei mai slabi, fără să consideri dificilă participarea la soarta lor te împrăști cu ușurință, cheltui cu ușurință bani și îi poți câștiga din nou cu ușurință. În același timp, este puțin probabil să fii tolerantă cu glumele. Ești foarte gravă atunci când vine vorba de principiile sau idealurile care îți determină viața. Iubitoare prin natura ta, prefer libertatea completă în relațiile interpersonale. Poți fi incredibil de curioasă și vrei să explorezi tot ce este în jur te poți încuraja fără încetare cu tot felul de stimulente și, face astfel viața mult mai bogată. Cu toate acestea, ar trebui să eviți exercitarea excesivă în sfera emoțională, deoarece îți poate scurta viața sau poți avea o defecțiune nervoasă. Deși ai un sentiment profund de, de autodisciplină și ești capabilă să-ți controlezi emoțiile, ar trebui să fii atentă la haosul care se întâmplă de obicei dacă te relaxezi complet și devii complet necontrolabilă. Cu toate acestea, mintea ta este suficientă de dezvoltată pentru a înțelege că ordinea pentru tine este o garanție a bunăstării, deoarece îți permite să respecti cu strictețe regulile, facilitând în mare măsură interacțiunea cu lumea exterioară. Din păcate, uiți uneori despre asta. Deseori îndoielile privind corectitudinea anumitor întreprinderi, prefer să rămână tăcute și să te comporți ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Un astfel de comportament este, totuși, încurcat în mediul tău, deoarece tăcerea este de obicei interpretată de către fiecare în felul său. Ar trebui să eviți sentimentele de automilă sau explozii periodice de furie necontrolate, deoarece, Fiind strâns asociate cu emoții negative, pot crea probleme pentru tine însă. Cu vârsta poți dobândi un respect vrednic pentru înțelepciune. De-a lungul timpului, abilitatea de a-ți controla emoțiile se dezvoltă. Cu toate acestea, capacitatea de a manifesta rapid sentimentele este una dintre cele mai puternice trăsături pozitive ale tale. Prin dăruire și primire, îți îmbunătățești și îți dezvolți potențialul. Cu toate acestea, există pericolul de a fi prea îndepărtată prin introspecție și plongezi în lumea ta plină de iluzii și vise. Nu ești similară cu alte vărsătoare având astfel de calități, o astfel de doamnă este o persoană atractivă, sigură, liberală, indiferentă de realitatea în care intri, indiferent ce faci, specialități tehnice, creative sau educaționale peste tot poți obține rezultate strălucitoare. Mergând să explorezi lumea, îți diversifici viața, făcând-o mai atractivă și mai bogată. Cum afectează data de 15 februarie soartata? ta? Tind să gândești creativ și să ai o atitudine pozitivă. În copilărie, ai fost predispusă la fantezii, adesea interpretate incorrecte de adulți. Dacă copilul tău se naște pe 15 februarie, nu te grăbi să-l învinuiești pentru minciună, micul vărsător nu minte, doar că fanteziile lui nu cunosc limitele și adesea arată ceea ce vrea pentru realitate. Tu treci foarte greu prin eșecuri. Aceste lucruri te poate scoate din ritmul vieții pentru o lungă perioadă de timp și îți poate descuraja dorința de a continua lucrarea începută. Tu nu poți suporta critici. Nu știi cum să-ți ascunzi sentimentele și, prin natura ta, ești foarte deschisă și sensibilă. Atunci când ești rănită, te închizi și ți este dificil să ieși din această stare. Cu toate acestea, ești foarte emoțională. Un rol important în viața ta joacă o relație de încredere cu oamenii apropiați și dragi. Dar niciodată nu ar trebui să glumească sau să-și bate joc de eșecurile tale. Eșecurile se produc în viața fiecarei persoane. Cu toate acestea, nimeni nu le poartă așa de tare ca tine. Prin natura te ești un câștigător și nu știi cum să accepte eșecul cu capul sus. Perfecționismul, dorința de a fi cea mai bună dintre cei mai buni, este credința vieții tale. Această calitate aparent bună poate fi un dezavantaj dacă lași să apară laturile întunecate ale esenței tale. Prin urmare, ar trebui să-ți supravegheze mai ales gândurile și emoțiile și să retrimiți în mod constant în direcția pozitivă. În caz contrar, viața ta poate fi pictată în tonuri sumbre. Tu ești pregătită pentru dragostea celor dragi și bunăstarea familiei, dar tu nu vei aparține nimănui complet. Îți apreciezi libertatea și independența personală și nu tolerezi nicio presiune din afară autosuficiența și farmecul tău sunt în nesfârșite. Ești întotdeauna sufletul companionilor și nu cunoști singurătatea. În studiu, la muncă, nu ai egal. Dorința ta de a fi cea mai bună este steaua ta călăuzitoare. În oricare dintre eforturile tale, tu obții rezultate bune. Ești capabilă să-ți controlezi emoțiile în toate situațiile, dar reacționezi foarte dureros dacă ești ridiculizată. În astfel de cazuri, furia ta poate fi incontrolabilă, ca un vulcan în erupție. Dacă nu ești sigură de acțiunile tale, te închizi în tine însăți și vei încerca să-ți dai seama de totul singurică, asigurându-te că întotdeauna găsești o cale de ieșire dintr-o situație dificilă. 15 februarie este considerată o zi bună în budism și hinduism, se crede că oamenii născuți în această zi au fost spălați cu lumina stelelor. Acest lucru prezice un noroc special în toate eforturile. Părinții copiilor născuți la 15 februarie ar trebui să-i ajute pe copiilor să-și dezlănțuiască potențialul în creativitate, literatură și artă, și în niciun caz nu ar trebui să retaie visul la rădăcină, în conformitate cu ideile lor despre viață. În caz contrar, copilul va fi nefericit și vei pierde pentru totdeauna încrederea și intimitatea cu el. Doi ocazia să se deschidă și vei fi recompensată de 100 de ori, dragoste și compatibilitate. Ești mai receptivă și mai pasională decât mulți dintre vărsători. Ești populară, sociabilă, înconjurată de mulți prieteni. Acasă și în familie creezi un paradis sigur și un sentiment de securitate care este necesar stilului tău de viață activ șanse foarte bune de a construi o căsnicie fericită și satisfăcătoare ai cu cei născuți sub semnele, gemeni, săgetători și balanță. Cu aceștia ai cea mai compatibil vederea vieții și a intereselor. De asemenea, îți poți încerca norocul cu reprezentanței peștilor, berbecului și capricornului. Deși în aceste combinații de cupluri căsătorite există nuanțe, cu siguranță trebuie să se audă reciproc, să fie gata pentru compromisuri, să se străduiască să se înțeleagă reciproc, poți lua în considerare alte opțiuni, dar sincer, este nedorită și impracticabilă căsătoria cu scorpionul, racul, fecioara, taurul și vărsătorul însuși, desigur, necunoscând ascendentul tău, datorile karmice ale partenerului tău, acestea sunt cele mai bune opțiuni, locuri de muncă și carieră. Ești înzestrată cu sensibilitate față de lumea exterioară și față de acțiunile altor oameni. Ești foarte ușor de atins, rănit și tulburat. Este chiar posibil ca alții să provoace unele acțiuni necorespunzătoare din partea ta. Foarte des, o astfel de sensibilitate este inerentă oamenilor creativi, iar tu nu faci excepție. Vei avea succes lucrând în domeniul artei și al tehnologiei. În munca ta întotdeauna aplici cu bunăvoie imaginația ta dezvoltată, chiar violentă. Uneori, bara neagră a ghinionului și a eșecului poate sparge optimismul tău, iar tu poți cădea într-o depresie prelungită, tu ai nevoie într-adevăr de oameni calmi și de încredere în jurul tău, de cei care ar putea să te sprijine în vremuri dificile și să nu te lase să te neci în adâncurile disperării. Este necesar că atunci când ești într-o astfel de stare, cineva să ți reamintească în mod constant că există o parte strălucitoare în viață, că zorii vor veni după noapte, acel nor va pleca de pe fruntea ta, dar critica și tratamentul dur la adresa ta, nu știi cum să le percepi cu reținere, făcând concluziile corecte. Criticile te înțeapă dureros, sănătate și boli. Corpul tău este foarte sensibil la tot ceea ce este străin, așa că poți suferi de diverse alergii. Suferi de fric și de căldură, pielea ta nu tolerează uscăciunea, deci ești sfătuită să utilizezi creme și uleiuri speciale pentru îngrijirea pielii, a corpului și a feței. Punctul slab al corpului tău, sistemul nervos. Faptul este că ai o sensibilitate și emotivitate crescute, iar grijile și stresul inutile duc adesea la deteriorarea sănătății. Ești foarte vulnerabil la bolile legate de un stil de viață sedentar, deci trebuie să te angajezi în mod sigur în practicarea exercițiilor fizice. De asemenea, nu cred că greșesc când spun că ești gurmandă, iubești mâncarea rafinată, diversă și scumpă, și tu însă știi să gătești ca bucătarii profesioniști. Lăcomie este slăbiciunea ta? Prin urmare, este destul de dificil să găsești un meniu specific pentru tine, îți place prea multă varietate și, de asemenea, nege limitări și limite. Destinul și norocul, tu ești cea care își construiește destinul prin alegerile tale. În ce fel vei merge, vei face bine și vei aduce bucurie, apoi viața ta va fi calmă, vei putea crea condiții favorabile pentru tine însăți. Dacă gândurile negative te iau în stăpânire și seamănă cu durere și nenorocire, atunci te vor arunca în abisul răului și suferinței, viața ta va fi lipsită de bucurie, probleme continue și dușmani. Tu nu renunți la ceea ce este important și scump pentru tine, te poți adapta rapid la noile condiții, din orice situație și cu onoare, dar ai momente de nesiguranță, nemulțumire, atunci când te simți dezamăgită, iar asta uneori te împiedică. În fapt vor fi suișuri și coborâșuri. Trebuie să înveți cum să gestionezi finanțele cu înțelepciune, atunci poți deveni un om bogat și poți crea condiții confortabile pentru tine însă îți. Sfaturi pentru tine. Ești foarte dependentă de noroc, nu numai de propria ta persoană, ci și de cei dragi, prieteni. Iubești lumea din jurul tău și te raportezi foarte bine la umanitate. Îi vei ajuta în întotdeauna pe cei slabi, vei da ultimii bani în datorii, fără să te gândești la tine însă Tu nu păstrezi conturile cu bani, cheltui cu ușurință și câștigi din nou bani, nu tolerezi ridiculizarea asupra ta sau a principiilor tale, dar totuși aș vrea să te sfătuiesc să te ocupi de sistemul tău nervos și de emoționalitatea ta altfel poți face o glumă crudă cu tine însă Îți, pentru tine, disciplina, autodisciplina și respectarea regulilor de comunicare cu ceilalți sunt extrem de importante. De obicei înțelegi acest lucru, încercând să te controlezi și să și în ocean de emoții și pasiuni. În plus, nu ar trebui să taci dacă se întâmplă ceva rău sau ceva dubios lângă tine pentru că o astfel de tăcere este adesea interpretată de alții ca un acord de tacit cu ceea ce se întâmplă. Chiar dacă nu ești sigură dacă este sau nu rău, spuneți îndoielile, discută cu prietenii despre situație, dar nu te închide. Autoanaliza este un lucru foarte bun și, cu siguranță necesar, dar când te studiezi pe tine însăți și reacțiile tale, nu trebuie să uiți de lumea din jurul tău. Ce cadouri ți se potrivesc? Este o plăcere să alegi un cadou pentru o persoană ca tine, dacă ești, desigur, o persoană care nu este privată de simțul umorului. Cu cât un cadou este mai original și mai neașteptat, cu atât vei fi mai bucuroasă. Chiar dacă primești ceva prozaic, designul nemenajat și prezentarea cu un subînțeles se va atrage. Deși, este mai bine ca tu să spui tuturor ce aștepți. Trebuie amintit că originalitatea darului nu înseamnă frivolitate. Tu suporți dureros o atitudine lipsită de respect față de persoana ta, deși încerci în zadar să nu o arăți. În ciuda faimei tale, nu-ți plac deloc bănuielile, pentru că apreciezi unicitatea, ceva care subliniază faptul că ți-a fost ales un dar doar pentru tine și nu ți-a luat primul lucru care a atras ochiul. De exemplu, sticlărie, ceva sub forma unei figurine ciudate, neobișnuite, cu un joc de culoare. Tu nu rămâi indiferentă la jucării, dar acestea nu ar trebui să fie urs și epuri tradițional cu o privire fixă, ci ceva aproape viu, cu caracter propriu. Ambalajul propriu zis nu joacă un rol important dacă nu are semnificația care completează darul. Și chiar mai bine, dacă ambalajul și darul vin din diferite lumi, Valoarea darului va beneficia. Te atrag caleidon scoapele care seamănă cu cerul nopții sau cu ceva care se învârte, în care poți suspecta mișcarea lumilor. Există o șansă de a-ți scrie o melodie pentru tine? Ei bine, va fi cel mai bun cadou pentru tine. Dintre flori preferi cele mai delicate și mai fragile, lalele, iriși, narcise. Mare iubitoare de experiențe culinare, o carte mare de rețete și orice ustensile de bucătărie dacă se poate frumos colorate te vor bucura. Pentru tine frumos, poate însemna util, de aceea la alegerea unui cadou, cel ce ți-l oferă ar trebui să știe măcar care este definiția ta pentru frumos. Bijuteriile ar trebui să fie nu numai valoroase, dar și mari, stridente. Cercei de ochiați gen candelabru sau câinele foarte mari, broșe multicolore și încă ceva, să poarte o marcă cunoscută de tine. Acest este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.